Un copil din trei s-a confruntat cu stări de anxietate în 2021 și a avut nevoie de consiliere și suport psihoemoțional, procentul crescând la peste 50% în cazul adolescenților, potrivit datelor organizației Salvați Copiii România. În peste 90% dintre cazuri, diagnosticul a fost dependent de contextul pandemiei de COVID-19. Mai mult de jumătate dintre adolescenți au dezvoltat tulburări de anxietate, în cazuri severe mergând până la tentative de suicid. Pandemia, înțeleg că a dus la o creștere a ponderii pacienților copii și în special adolescenți care se adresează serviciilor de psihiatrie pediatrică din România pentru diverse tulburări emoționale. Am discutat despre acest lucru cu câțiva medici psihiatri din România, psihiatri pediatri, așa că aș vrea să vă propun să vorbim puțin mai pe larg despre tulburările de adaptare post-pandemie. În primul rând, să le identificăm care sunt acestea și care sunt cauzele apariției lor. Vorbim de două situații. Situația copiilor și adolescenților care apar în perioada pandemiei cu manifestări care pot să fie simptome, care pot să fie sindrome sau care pot să fie boli din sfera tulburărilor psihice de novo, adică n-au avut nimic înainte și în perioada pandemiei au dezvoltat anumite simptome comportamentale și emoționale care au dus către o evaluare din zona sănătății mentale și situația celor care deja aveau un diagnostic și în perioada pandemiei aceste tulburări deja existente s-au acutizat, s-au agravat sau au apărut și altele comorbide cu cele care deja existau. Și atunci, contextele de prezentare a copiilor și adolescenților în cabinetul de psihiatrie pediatrică trebuie luate în seamă din aceste două puncte de vedere. Și mai este, evident, situația care a apărut, e o situație existentă, în care, pe perioada pandemiei, copiii, adolescenții și-au pierdut un adult apropiat prin boală, prin infecția cu virusul SARS-CoV-2. În această situație apare o reacție acută de stres, o tulburare de stres legată de pierderea unei persoane apropiate, care, în fine, dincolo de reacția de doliu și de pierdere, poate apărea o tulburare de adaptare ulterioară. Deci cam astea sunt contextele pe care să le luăm în seamă. Cele mai frecvente dintre tulburările care au apărut au fost tulburări din sfera anxietății, cu paroxismul tulburare obsesiv-compulsiv. Apoi, legat de anticipările anxioase și de gândurile legate de pierdere sau de moarte, pot apărea episoade depresive, de la episoade depresive ușoare până la severe, cu manifestări care se necesită internare. Au apărut, de asemenea, dificultăți la copiii care, în general, aveau dificultăți la școală și aici vorbim despre copiii care aveau, nu știu, tulburare de atenție cu hiperactivitate sau diferite dificultăți de învățare, pentru că noutatea învățării în sistem online, care a fost specifică timpurilor de pandemie, le-a adus alte provocări. Și asta pentru unii dintre copii a însemnat că le-a fost mai ușor, de exemplu, unora dintre copiii cu tulburare de atenție cu hiperactivitate, le-a fost mai ușor să fie conectați prin intermediul ecranului cu restul clasei, decât le-ar fi fost în clasă cu multitudinea de stimul ceilalți copii, iar, din contră, tot unora dintre copiii cu tulburare de atenție cu hiperactivitate le-a fost, n-o să credeți, mai greu în fața calculatorului, pentru că erau perturbați de, sau erau provocați de posibilitatea de a se juca în același timp, în fața ecranului, și atunci nu mai erau conectați la școală, ci erau conectați la alte activități paralele cu activitatea școlară. Sigur că, legat tot de școală, imposibilitatea unora din zone mai puțin favorizate de a avea acces la internet sau avea acces la
dispozitivele electronice a adus pierderea contactului cu școala. Adică au fost mulți copii din medii rurale și nu atât de rurale, să ne gândim la vârful muntelui, ci chiar localități din jurul Bucureștiului, unde până școala a putut să ofere tablete pe care să le dea familiilor, astfel încât copiii să se poată conecta, a fost foarte greu să se conecteze prin intermediul telefonului și în felul ăsta, dacă copilul mai avea și vreo dificultate de învățare, a fost și mai greu să păstreze rândul cu ce se întâmpla la școală. Și atunci, manifestările care au adus provocări de adaptare sunt atât din sfera asta logistică și care putea să aducă, știu eu, comportamente de externalizare, nemulțumire, furie, până la dificultățile manifestate în organizarea unor tulburări, tulburarea de adaptare anxioasă, tulburarea de adaptare depresivă, apariția depresiei, apariția tulburărilor obsesiv-compulsive. Făcusem anul trecut o cercetare pe care am și prezentat-o la Congresul Național de Psihiatrie și acestea apăreau în statistica limitată, în fine, limitată că se referea doar la patologia pe care am avut-o într-un an și jumătate în cabinet, nu aducea în atenție tulburări mai grave, nu știu, episoade psihotice sau dezvoltarea unor manifestări dispoziționale acute, știu eu, de tip tulburare bipolară, ci se limita în zona asta a obsesionalității, a tulburărilor anxioase de adaptare, a tulburărilor depresive de adaptare și a dificultăților școlare. Adică atât pentru copiii cu autism, cât și pentru copiii cu tulburare de atenție cu hiperactivitate, și modelul ăsta nou de funcționare a adus dificultăți de adaptare. Din cercetarea pe care ați făcut-o dumneavoastră, ați observat o creștere a numărului de cazuri comparativ cu perioada de dinainte de pandemie și dacă da, cu cât? Mi-e greu să răspund la această întrebare pentru că ar fi trebuit să am o statistică și înainte a tulburărilor și asta nu o fac decât, nu știu dacă am vreun obicei de cercetare în mod special. Și nici la nivel de Institut Național de Statistică nu există date la dispoziție pentru a putea să vă răspund obiectiv la întrebarea asta. Acum, din experiența limitată a mea în cabinet, am un cabinet cu practică privată, practică de ambulator, adică nu neapărat... Nici nu e prima mână de prezentare, dar nu e nici prezentare acută, cum ar fi la spital. E așa o zonă între. Prezentările au fost poate puțin mai multe în sensul unor modificări de comportament și emoționale care au apărut la copii, dar n-aș putea spune că a fost ceva semnificativ mai intens de nou, adică copiii care aveau deja anumite tulburări de comportament și emoționale au trecut mai dificil prin această perioadă. Asta poate însemna și pentru că există un timp de latență. Întotdeauna există acest timp de latență în psihiatrie când vorbim despre un caz nou. Timpul de latență este între 6 luni și un an și jumătate, chiar cu simptome grave, pentru a se prezenta un copil la consultul de psihiatrie pediatrică. Sigur că, din punctul meu de vedere, de exemplu, asta poate să fie îngrijorător, pentru că, într-un fel, adresez o situație când se prezintă, nu știu, să zicem, în primele 3 luni de la debutul simptomelor, decât dacă se prezintă un episod depresiv sever care durează de un an și jumătate. Dar încă așteptăm, pentru că, de obicei, asta se întâmplă după evenimente din astea cu impact pandemic, că lucrurile nu se vor întâmpla în primele 6 luni sau în primul an de zile. Perioada de desfășurare a organizării și a dezvoltării unor tulburări este mult mai întinsă. Adică putem avea manifestări care să fie legate de perioada de pandemie și peste 2 ani de acum încolo. Deci încă mai așteptăm.